v-am regăsit la GoTech. Echipată cu un ecran de 11,6 inci, Acer Iconia W700 nu este un competitor pentru tabletele obișnuite bazate pe Android. În schimb, tableta cu sistem Windows 8 și hardware de ultrabook încearcă să ia rolul unui dispozitiv multifuncțional, tabletă performantă pentru călătorii și laptop convertibil la birou. Gândită ca o alternativă pentru sistemele laptop, Iconia W700 încearcă să ofere posibilitatea superioară fără a pierde avantajele deținute de laptopuri la capitolul performanță și versatilitatea tastaturii cu butoane fizice. Pentru asta, Acer a instalat în carcasa cu greutate de 950 de grame, o platformă cu procesor Intel Core i5, prevăzut cu două nuclee de procesare și tehnologie Hyperthreading. Procesorul este capabil să atingă o frecvență maximă de 2,7 GHz în modul Turbo sau 1,8 GHz în modul normal. Configurația mai dispune de 4 GB de memorie RAM și un SSD de 120 de GB pentru găzduirea sistemului de operare și a aplicațiilor instalate. Din păcate, Acer a omis să includă și un slot pentru card de memorie, astfel că va trebui să ne mulțumim cu spațiul de stocare deja instalat și dispozitivele de stocare externe prevăzute cu interfață USB. O altă omisiune care ar putea deranja pe cei care doresc să beneficieze de acces la internet este lipsa opțiunilor pentru conectivitatea 3G sau 4G. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept în ediția următoare cu ultimele informații din tehnologie.